Bună ziua, mai întâi, cine sunteți? Bună ziua, mă numesc Udo Chiră. Suntem de la firma Lăutarul OHG, importatorii gramelor Reca și Murfatlar din România. Suntem stabiliți în Germania din 88 și ne bucurăm foarte mult că putem prezenta aceste vinuri la Grüne Woche. Cum sunt vinurile de Reca și Murfatlar apreciate de consumatorii germani, să spun așa? Foarte, foarte apreciate. De 5 ani venim aici și ne tot reîntâlnim cu clienții noștri care rămân fideli, se bucură să vadă fiecare an vinul nou care se produce. S-au observat și o schimbare, creșterea calității la vinuri. Am luat și medalii mari în ultimii ani care numai ne ajută. Da, știu de Murfatlar și de Recaș, mai ales de medaliile pe care le-au luat cu vinurile prezentate în diverse ocazii. Cam cât se importă, dacă ați putea spune cu aproximație, numai pentru Germania din cele două importate podgorii? Mult prea puțin. Față de cât produc? Da, deci Germania e o piață foarte, foarte complicată, extrem de complicată, cea mai ieftină piață pentru client final. E o problemă mare să intri în retailer mare aici. Aici piața e stabilită de ani și ani de zile. Italia, Spania, Franța domină, au venit țările noi, Chile și mai departe. Deci noi trebuie să ne mulțumim cu creșterea care o facem de 10 ani, de 9 ani. Avem o creștere continuă, trebuie să ne bucurăm de asta, dar nu sunt încă... Ce înseamnă această creștere de care vorbiți? De la cât la cât ați ajuns? În procente, așa? Păi, față de anul trecut, deci anul 2011, am crescut cu 7% față de 2010, dar totuși ca cantități nu pot să spun că sunt cantități uriașe. Sunt uriașe văzând cum a evoluat vânzarea, încă o dată spun, vinuri îmbuteliate în România. Nu vorbim de vinuri vrac. Vinul vrac e cu totul altceva. Se mutelează aici, nu știu ce se mai face, nu mă interesează acest lucru. Pe noi ne interesează decât noi vindem tradiția românească în Germania. Deci vinurile care se cunosc din România, de pe rafturile din România, acele le aducem aici. Păi spuneați mai devreme că vinurile sunt apreciate de consumatorii germani. De ce o asemenea mică cantitate, totuși, pe piața Germaniei? Chiar asta e problema. Pentru a intra la Uriaș, cum sunt Rewe, Lidl, Aldi, necesită de foarte, foarte multă muncă, efort, care probabil și... Vă referiți la eforturile de promovare a produsului în sine. Da, și am contactele, cunosc pe dânsii și ei spun de ce să fac un risc, să râs ceva ce funcționează, un grigio din Italia. Le-am oferit anul trecut un grigio foarte bun, au zis chiar e și mai bun decât ce avem, dar fi un risc, de ce să risc ceva ce funcționează? Deci asta e treaba noastră, e lucrul nostru, ca să le dovedim că trebuie să facă acest risc. Acolo trebuie să ajungem. Am intrat în retailer, în lanțuri, 120 de magazine, prin toată Germania, cu vinurile de Reca și de Murfatlar. Merg foarte bine, creștem fiecare an. Dar nu-i cât putem produce în România. Da, din păcate așa este. Producem mult, producem și foarte bun. Produse foarte bune, vinurile foarte bune, de foarte bună calitate. Este și zona geografică care ne avantajează. Da, să sperăm că încet, încet vom pătrunde foarte serios pe piața Germaniei, a Europei și a lumii până la urmă. Asta sperăm și noi. De aia suntem aici să le spunem oamenilor. Suntem pe Breitenkreis, cum se spune, cu Bordeaux. Sunt aceleași vinuri ca... calitate. Corect, așa suntem apți să concurăm cu orice vin de pe lume. Numai trebuie să realizeze. Clienții noștri fideli au realizat-o de mult. Se spune mai departe, creștem încet, dar sigur. Bun, vă doresc mult succes. Mulțumesc.